ziua, bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, în noul an. La mulți ani vă spun și eu și colegii mei, cei care de fiecare dată fac această minune să se întâmple, să ne vedem pe micile ecrane. Suntem, de fapt, aici o echipă care vă urează la mulți ani un an nou mai bun sau așa cum vi-l doriți fiecare dintre dumneavoastră. Finalul de an a fost unul destul de agitat din foarte multe puncte de vedere. Nici începutul anului 2024 nu pare a fi mai liniștit pentru unii dintre noi, cel puțin, la fel cum este și cazul pompierilor hunedoreni care au intervenit în ultima perioadă la zeci, poate chiar sute de acțiuni, fie că vorbim de accidente, incendii, care de asemenea au fost în număr destul de mare în această perioadă pe raza județului Hunedoara. Acum vedem ce se întâmplă și la nivelul întregii țări, perioadă în care iarna, iată, își cam intră în drepturi, așa cum este și firesc de altfel să se întâmple, însă sunt unele județe în care școlile sunt închise din cauza viscolului, sunt destul de multe probleme din această cauză. Mai contează, bineînțeles, și cum este gestionată această situație, pentru că iarnă și ierni dificile au fost dintotdeauna, uneori mai bine gestionate, alteori mai puțin reușite aceste acțiuni. Noi însă ne axăm pe ce se întâmplă la nivelul județului Hunedoara în această perioadă și pentru acest lucru l-am invitat astăzi alături de mine pe Maior Lucian Morogan, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Hunedoara. Bună ziua, la mulți ani! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație, la mulți ani dumneavoastră, echipei din televiziune și telespectatorilor. Cum spuneam, a fost un final de an destul de agitat din foarte multe puncte de vedere, fie că ne raportăm la fenomenele meteorologice ce au avut loc, fie că ne raportăm la partea administrativă, politică și nu numai, dar nu vom discuta despre aceste aspecte astăzi. La fel a fost și pentru dumneavoastră. Am văzut cu toții și din comunicatele pe care ni le-ați transmis de fiecare dată în timp util și vă mulțumim că faceți acest lucru pentru a informa pe hunedoreni despre ce se întâmplă la nivelul județului cu privire la aceste aspecte. Au fost foarte, foarte multe incendii. Incendii de locuințe, case care au ars unele din temelii. În alte situații ați reușit să stopați flăcările la timp, doar că mai sunt și unele aspecte care nu țin neapărat de pompieri atunci când vine vorba de timpii care sunt alocați pentru a interveni în aceste situații și aici mă gândesc la lipsa apei în unele zone. Sunt, de asemenea, avem în continuare unele deficiențe în ceea ce privește hidranții, deși cred că există o lege în acest sens care ar trebui să fie respectată și probabil și autoritățile locale să vină cumva în sprijinul dumneavoastră și în sprijinul oamenilor în primul rând în astfel de situații limită de viață și de moarte, bineînțeles. Da, incendiile au fost numeroase și ele sunt și asta se întâmplă în fiecare an, mai ales în perioada rece a anului. Doar în luna decembrie, hai să spunem, în perioada Crăciunului și după aceea în mini-vacanța de anul nou au fost mai multe incendii. Pompierii, colegii mei au intervenit în cele două mini-vacanțe în aproape 350-400 de cazuri de situații de urgență. Sigur că da, diferite, nu doar incendii. E mult pentru această perioadă? E puțin, știu eu, comparativ poate cu alte perioade ale anului? Este un număr obișnuit, este un număr de intervenții care se păstrează așa de-a lungul timpului. Dacă tot vorbim de incendii și apoi o să revenim la perioada rece, în anul care a trecut, pompierii au intervenit la mai puține incendii de vegetație, de exemplu, decât în urmă cu 2 ani sau cu 3 ani. Sigur, aici vorbim și de implicarea autorităților locale, de conștientizarea, de responsabilitatea proprietarilor, care au fost mult mai atenți, de eficiența măsurilor care se iau de către autorități în cazul în care nu se respectă legea și de ce nu, dar nu putem cuantifica și datorită măsurilor și informărilor preventive pe care le facem ori de câte ori putem, mai ales în zonele rurale. Acum, incendiile, și bine spuneați, stingerea lor, localizarea și apoi lichidarea lor
într-un timp foarte scurt, depinde de mulți factori, nu doar de pompieri. Accesul poate să fie dificil, lipsa hidranților, într-adevăr. Dar și acolo, au fost situații în care pompierii au plecat cu furtunul în spate, poate câteva sute de metri, chiar kilometri, pentru a putea să ajungă la locul indicat de către cei care au apelat la ajutorul, la sprijinul dumneavoastră. Exact. Aici este și problema autorităților locale, care... cel puțin în județul Hunedoara fac efortul să asigure aceste guri de alimentare cu apă, acești hidranți. Eforturile acestea trebuie și concretizate totuși, pentru că nu ne putem juca cu viața oamenilor. Așa este. Și un lucru foarte important este că majoritatea incendiilor care se produc în gospodării, la locuințe sau la anexele gospodăriilor, se registrează în zona rurală și mai ales în zona îndepărtată și acolo unde... majoritatea, acum nu toate, acolo unde proprietarii sunt în vârstă și eu știu, instalația electrică și casele sunt vechi, iar instalațiile electrice sunt învechite, coșurile de fum nu sunt curățate îndeajuns și de aceea trebuie ca, am mai spus-o și o repet, trebuie să avem grijă de cei mai în vârstă pe care i-am lăsat undeva la țară și noi, copiii, nepoții, am venit la oraș unde avem alte condiții, dar trebuie să ne gândim că este important să investim și nici nu costă foarte mult să investim, să curățăm coșurile de fum ale bunicilor noștri sau ale părinților, să verificăm instalația electrică. Aceste coșuri ar trebui curățate măcar o dată pe an. Măcar o dată pe an, mai ales în la locuințele care sunt folosite zi de zi. Și automat, sigur că da, depunerea de cenușă este consistentă. Deci trebuie verificate instalațiile electrice, curățate coșurile de fum, verificate instalațiile de gaze și atunci putem să ne gândim că proprietarii sunt mai în siguranță. Sunt situații în care descoperiți și unele, să zicem, racordări ilegale, pentru că, din câte mi-amintesc, au mai fost situații în care și aceasta a fost una dintre principalele cauze, să spunem, a izbucnirii unor incendii la locuințele private și nu numai. Misiunea pompierilor, intervenția lor, intervenția de salvare se încheie odată cu lichidarea incendiului și cu acordarea primului ajutor calificat și apoi, dacă este nevoie, transportului pentru cei care au suferit anumite afecțiuni în urma incendiului. Apoi se anunță o cauză probabilă. Majoritatea sunt cauzate de scurt circuit electric, la instalație electrică, de necurățare, așa cum am spus, a coșilor de fum sau de scânteile și jarul care este lăsat nesupravegheat și declanșează incendiu, mai ales că, așa cum știm, la țară sunt multe materiale lemnoase. Acele racordări ilegale nu le putem stabili noi. Sigur, după fiecare incendiu, după ce pompierul se întoarce la unitate și se pregătește pentru următoarea acțiune de salvare, sunt alte instituții care vin și stabilesc dacă a fost cazul sau nu de așa ceva. V-am întrebat acest lucru pentru că știu că aveți destul de multe campanii la nivel național, bineînțeles, care ne transmit fiecăruia dintre noi, practic, aceste racordări ilegale înseamnă poate chiar decesul nostru dacă riscăm să facem acest lucru. Da, indiferent, așa este, și indiferent că este vorba de curent electric sau de gaz. Trebuie să apelăm la specialiști, să ne acordăm legal, bineînțeles, legalitate înseamnă automat o asistență tehnică a specialistului, că este de la gaz sau de la curent, și automat o mai mare siguranță. Iar dacă, cred că în fiecare familie din România există un specialist în toate, e bine totuși să-i lăsăm pe cei autorizați să facă aceste lucruri pentru binele nostru și al familiei noastre, bineînțeles. Exact. Improvizațiile, așa cum se arată și în campaniile de care aminteați, improvizațiile nu pot duce la ceva bun și sunt foarte, foarte periculoase pentru întreaga familie care locuiește în acea locuință, în acea gospodărie. Spuneam și de motivul pentru care uneori poate nu ajungeți în timpul pe care și-l doresc proprietarii acelor locuințe sau în cazul unui accident la care sunteți solicitați. De fiecare dată
în astfel de situații se arată așa cumva cu degetul înspre dumneavoastră, că nu ați ajuns la timp, că nu ați reușit să-i ajutați în timpul în care ei și-ar fi dorit să fie sprijiniți. La fel se întâmplă și în cazul celor de la ambulanță și în cazul tuturor instituțiilor din aceeași sferă în care lucrați acolo cu toții, dar uneori timpul se comprimă. Da, așa este. Și secundele sunt... Sunt ore. Devin ore. Unii, exact. Pompierii, colegii mei, nu știu, sunt militari și execută foarte bine toate procedurile și ei își doresc să ajungă foarte repede. Timpii de răspuns, durata de la primirea apelului la 112 până când ajung la locul unde s-a produs o situație de urgență, la noi județul Hunedoara este destul de bun, și asta și datorită faptului că împărțirea subunităților în județ a fost făcută de comanda inspectoratului judicios și eficient, dar cu toate acestea, în condiții de trafic să spunem dezordonat, în condiții de relief dificil, sigur timpii de răspuns scad, dar pompierii chiar fac tot ce le stă în putință, sunt ajutați, în primul rând, de experiența lor și când ajung acolo ei își fac treaba, dar sunt ajutați și de tehnica nouă pe care o avem acum în dotare, pentru că, iată, cu grija Inspectoratului General pentru situații de urgență, numai în anul 2023 ne-au venit mai multe autospeciale de stingere cu apă și spumă. De care aveți nevoie. De care avem nevoie, da. Ar și mai fi nevoie și de alte acest an? Tot timp, niciodată nu este de ajuns, dar putem să ne desfășurăm activitatea cu tehnica pe care o avem în dotare și, bineînțeles, și alte mijloace tehnice de salvare, de stingere a incendiilor, care nu înseamnă doar autospeciale, dar pe care Inspectoratul pentru Situații de Urgență le are în curte, să spunem așa. Și cei colegii de la detașamentele de la unitățile mari ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență, Petroșani, Hunedoara, Orăștie, Deva, bineînțeles, Brad, secția Brad, au tot ce le trebuie pentru a interveni eficient pentru salvarea de vieți și de bunuri. Nu este chiar atât de ușor, precum pare din afară de multe ori atunci când vă vedem la intervenții. Probabil că mai întâmpinați greutăți și în trafic uneori, așa cum, din păcate, ne-am cam obișnuit, fie că vorbim de pompieri, poliție, ambulanță. Sunt unii care fie ascultă muzică prea tare în mașină, fie nu sunt atenți la ce se întâmplă în jurul lor și asta mă afectează cumva timpul în care ar trebui să fiți deja poate la acea intervenție. La finalul anului trecut ați demarat o altă campanie, să spunem, de verificare a tot ceea ce înseamnă localuri, restaurante și alte unități în care se organizează anumite evenimente, asta și în urma evenimentului nefericit ce a avut loc la unul dintre localurile din țară. Probabil că ați urmărit și dumneavoastră acest caz, de fapt, care s-a soldat și cu decesul unor persoane. Ați identificat nereguli în ceea ce privește modul în care gestionează proprietarii, patronii, administratorii acestor localuri, lucrurile cu privire la tot ce ar trebui să respecte, din nou spun, privind acest plan de siguranță până la urmă, pe care și ISU Hunedoara, la fel ca toate inspectoratele din țară, îl transmit și de care știu, cred că foarte bine, acești administratori ce ar trebui să facă. Care au fost problemele pe care le-ați identificat, dacă ați închis poate unele unități în urma acestor controle? Ce s-a întâmplat? Aceste controle sunt efectuate de colegii mei de la Inspecția de Prevenire în tot timpul anului. Ele sunt mai frecvente în perioada de iarnă, pentru că mai ales în zonele turistice vin foarte multe persoane, iar acele locații, acele pensiuni turistice, cabane, restaurante, moteluri, sigur că da, au un grad de ocupare mult mai mare. Și atunci controlele sunt intensificate, mai ales în scop preventiv.
Ele se fac tot timpul anului, se dau avertismente, îi îndemnăm pe proprietari să se aplece mai cu atenție asupra tuturor acestor măsuri de prevenire și de stingere a incendiilor. Este vorba, în primul rând, de siguranța turiștilor care sunt cazați acolo, de siguranța lor și, bineînțeles, de bunurile pe care le au. Sigur, pompierii verifică existența documentelor, dar documentelor legale pentru ca acea unitate să poată funcționa, dar pentru că acest lucru nu se poate face online, nu-i așa, trebuie mers la fața locului și acolo verifică în stânga dacă s-a respectat, în stânga are documentul, autorizația pentru securitate la incendiu, cu proiectul, cu tot ce înseamnă, căi de evacuare, posibilități de stingere a incendiilor, măsurile de prevenire, și în dreapta ei se uită dacă se respectă aceste lucruri și dacă s-au făcut modificări. Amenzile sunt foarte mari. Pentru cei care nu respectă aceste lucruri pot ajunge la 50.000 de lei și în general pompierii când se duc nu se duc doar cu scopul de a amenda, ci se duc pentru a preveni anumite situații de urgență și a-i determina pe administratori să facă tot posibilul să respecte aceste reguli. De aceea se dau și avertismente sau unele deficiențe constatate sunt eliminate chiar în timpul controalelor. Acest lucru nu face decât să crească siguranța celor care beneficiază de aceste servicii turistice. Sigur, sunt situații în care o unitate de turism, dacă vorbim de turism, mai ales că județul Hunedoara are 3 mari zone turistice, vorba de Parâng, Straja și Râușor, cu foarte multe unități de cazare și de servire a mesei, nu putem să facem față, să le controlăm pe toate, dar ele au fost... Asta e întrebarea firească și a celor care ne urmăresc. De ce nu puteți să faceți față pentru a le verifica pe toate în cele 365 de zile ale anului? Da, în cele 365 de zile avem într-adevăr controle și la alte tipuri de unități economice, de societăți comerciale, la instituții publice, la școli, dar vorbim doar de unități turistice. În județul Hunedoara sunt aproape 600 care au acest obiect de activitate, indiferent că sunt persoane fizice autorizate sau întreprinderi individuale sau societăți comerciale, astfel că în funcție și de mărimea lor și de gradul de ocupare care se preconizează, acolo se desfășoară controle și verificări preventive. Toate aceste controle vor continua, sigur că da, și în anul acesta, în anul 2024. Sunt controle tematice, sunt controle în funcție de necesități, în funcție de evenimente. Vă dau un exemplu. În perioada sărbătorilor de Paște se fac verificări și activități de informare preventivă la biserici, la lăcașuri de cult. Iată, acum în perioada de iarnă, perioada de schi, în stațiunile turistice, așa cum am spus. Și în cealaltă parte a anului, controlele sunt executate conform unui plan pe care inspectoratul îl are. Cu toate acestea, în urma acestor controle, ați aplicat și sancțiuni, amenzi destul de consistente. Din câte mi-amintesc, cred că au fost peste 60.000 de lei cuantumul amenzilor aplicate, deși nu au fost foarte multe, cred că în jur de 8-9 amenzi au fost aplicate pentru neregulile pe care le-ați depistat în urma acestor controle la unitățile de cazare din județ, care nu sunt deloc puține, așa cum spuneați puțin mai devreme. Au fost și locații închise din cauza deficiențelor pe care le-ați descoperit acolo? Da, n-au fost multe, adică deficiențele nu erau într-atât de mari încât să trebuiască să fie închise, dar cele mai multe au primit amenzi și amenzile, așa cum spuneați, nu sunt deloc de neglijat. Totalul amenzilor doar în luna decembrie aproximativ depășește 200.000 de lei noi, deci aproape 2 miliarde și ceva, amenzi pe care administratorul trebuie să le plătească. Iată, dacă respecta exact ceea ce scrie în normele legislative, în autorizația de securitate la incendiu, n-ar fi trebuit
să plătească acești bani și și-ar fi putut dezvolta afacerea. Cu dar... banii aceia, exact, ar fi putut să fie în regulă cu toate aspectele pe care le-ați descoperit dumneavoastră a nu fi conforme și banii aceia ar fi exact, rămas acum va trebui să plătească acolo. Și să și facă ce nu a făcut din punct de vedere al securității la incendiu. A un anumit termen, mă gândesc, până când sigur trebuie că să intre în legalitate. Termen și apoi colegii mei, echipele de la Inspecția de Prevenire merg și, și urmăresc dacă s-a îndeplinit aceste, dacă au fost modificările, completările, dacă au fost efectuate sau nu. Nu ne putem juca cu viața oamenilor, nu ne putem juca cu sănătatea și de aceea nu se face niciun rabat de la toate prevederile legale. Echipele de pompieri vin dimineața, pleacă pe teren, ajung uneori după amiaza, seara cu treaba făcută, nu pot să-și permită și n-o fac. Sunt militari și sunt profesioniști, să nu o fac superficial și atunci îmi spuneați de ce nu putem să le controlăm pe toate. O activitate de control poate dura chiar și 6, 7, 8 ore la un singur obiectiv pentru că trebuie verificate toate aspectele din punct de vedere al securității la incendiu. De practic o zi de muncă poate fi alocată unui exact. Singur astfel de control în exact. O anumită unitate. Da, din într-o județ. Singură unitate, da. Dar facem față, nu ne plângem, colegii mei sunt obișnuiți și încercăm să, nu știu, prin aceste verificări și controle, prin măsurile pe care le luăm, sigur că dar nu e prea popular pompierul care merge și amendează, nu este popular nici polițistul care amendează, dar legea trebuie respectată pentru că altfel se pot întâmpla multe nenorociri. Da, iar atunci când este în joc viața unor oameni, cred că n-ar trebui să se nu mai facă exact da. Discuții și deși probabil că mai există unele situații în care încearcă cei aflați în această situație să vă îmbuneze cumva, fie că vorbim de pompieri, polițiști și așa mai departe, să găsească așa cumva o cale de mijloc, cred că nu ar trebui să existe, să intre măcar în discuție așa ceva atunci când vorbim de siguranța lor, a celor care da. Dețin aceste unități, dar și a turiștilor care ajung în această sigur, zonă. Sigur, da, nu există lasă că merge și așa, hai că facem noi o modificare deși aici. Deși este o practică, sunt din păcate, destul de da. Împământenită aici la noi, merge și așa, nu mi se întâmplă mie, nu am cum să pățesc exact. Așa ceva, nu vor veni să mă amendeze chiar pe mine, găsesc eu acolo o soluție să scap și de acest lucru. Sunt oameni sau poate sunt turiști care sesizează anumite nereguli, pot să apeleze la sprijinul dumneavoastră în astfel de situații, că poate vă sunt așa parteneri în această acțiune de control. Sigur că da, orice sugestie sau orice informație primită de la public, de la cetățeni, este luată în considerare de colegii mei și se acționează conform procedurilor. Dar, în primul rând, că sigur că da, e de la sine înțeles și se știe foarte bine că orice posibilă situație de urgență trebuie anunțată la, la 112 și apoi în funcție de probabilitatea ca ea să se producă, acționează pompierii sau, eu știu, jandarmii sau ambulanța. Deci cetățenii pot anunța la 112 dacă li se pare ceva suspect sau dacă li se pare că ceva nu este în regulă în legătură cu propria lor siguranță sau din fericire, probabil și unde au fost foarte mult mediatizate situațiile acestea tragice de-a dreptul în țară, oamenii au devenit mai vigilenți și poate puțin mai incisivi atunci când vine vorba despre siguranța da. Lor și privesc cu alți ochi aceste nereguli. Nu lasă că nu mi se întâmplă mie. Sunt da, mult mai vigilenți și iau măsuri atunci când sunt astfel de, da. De nereguli, ceea ce este un lucru foarte bun, pentru că până la urmă este siguranța lor și este dreptul lor să facă acest lucru. Așa este și nu avem date statistice să putem face o comparație, dar, nu știu, în urmă cu mai mulți ani sau de mai mulți ani dau roade aceste informări preventive și aceste apeluri
ale tuturor instituțiilor din Ministerul Afacerilor Interne, indiferent că este Inspectoratul pentru Situații de Urgență, Jandarmeria sau Poliția, aceste apeluri de a anunța tot timpul când se întâmplă ceva. Și cred eu, așa, din discuțiile cu cei din jurul meu, cred că, într-adevăr, aveți dreptate, gradul de atenție al consumatorului de diferite tipuri de servicii este mult mai ridicat. A devenit mai pretențios, pune mai multe întrebări și este foarte bine că se întâmplă așa. Da, este foarte bine. Foarte bine ar fi dacă mai multă lume ar fi așa, dar încet încet lucrurile se schimbă, pentru că, așa cum spuneați puțin mai devreme, dacă ne întoarcem puțin în trecut și urmărim ceea ce se întâmpla, lucrurile s-au mai schimbat și am luat așa pe o altă cale mult mai bună. Venim acum în 2024, pentru că și acest început de an a fost așa mai zbuciumat, inclusiv pentru dumneavoastră. Am avut, apropo, noaptea de Revelion a fost liniște? Sau, noaptea de Revelion a fost liniște, da. Măcar da. Atât. Dar acum vin alte probleme și spuneam la începutul emisiunii, iată că iarna încă ne mai a prins surprindere, cel puțin în unele zone din țară, probabil că ați urmărit și dumneavoastră, stimați telespectatori, ce se întâmplă în Iași, dar și alte județe din această parte a țării. Astăzi unele școli au fost închise în aceste zone din cauza viscolului, a zăpezii. Să vedem ce se întâmplă și în județul Hunedoara din acest punct de vedere, pentru că iată și ieri după masă și în această dimineață ne-am trezit așa cu iarna peste noi. Lucru firesc de altfel în această perioadă a anului, dar autoritățile trebuie să fie mereu în alertă, pentru că orice se poate întâmpla. Și astăzi, din câte știu, chiar ați avut o întâlnire pe acest subiect. Da, înainte de a ajunge la acest subiect, vorbeați de noaptea de Revelion, iată că încă o dată măsurile preventive sau aceste misiuni de informare, misiuni executate de colegii mei în localitățile unde se știa că se organizează evenimente în aer public, în aer liber, cu o mulțime de persoane, la restaurante unde s-a organizat Revelionul, toate aceste activități de informare preventivă și de a verifica dacă sunt respectate normele, s-au efectuat cu câteva zile înainte și, din fericire, nu au fost evenimente. Ce mult contează ca înainte de eventuala producerea unei situații de urgență să știi ce să faci și ce să previi. Colaborarea cu autoritățile locale, deci au fost foarte receptive, a fost foarte bună, cu organizatorii la fel, iar locuitorii județului care au participat la evenimentele în aer liber prilejuite de Revelion au fost foarte disciplinați, să spunem. Asta e bine. Da. Astăzi, undeva la orele prânzului, a fost convocat comitetul, într-o ședință extraordinară, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, condus de prefectul județului, iar scopul acestei ședințe extraordinare a fost prezentarea unui plan de măsuri pentru gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomenele meteospecifice sezonului rece. Sigur, un astfel de plan de măsuri a fost prezentat și la începutul sezonului rece, undeva în toamnă, tot de către Comitetul Județean pentru Situații de Urgență. Acum, în schimb, el a fost îmbunătățit și au fost cooptate mai multe instituții care să concure la eliminarea posibilor situații de urgență. Sigur, se întreabă lumea, stai că fenomenele meteo periculoase sunt în estul țării, la noi, uite, e puțin frig, dar e soare. Răspunsul este că atâta e bine forfotă să... pentru 2-3 fulgi de zăpadă. Da, e bine să ai un plan, nu știi ce te așteaptă din punct de vedere meteo. Orice plan e mai bun decât niciun plan. Corect. Dar acum, revenind la lucruri importante, într-adevăr, membrii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență au aprobat astăzi acest plan de măsuri prezentat de inspectorul șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență, de locotenent colonel Alin Nasta, care deține și funcția de vicepreședinte, un plan care, dacă va fi respectat, sigur, efectele fenomenelor meteo periculoase nu vor fi atât de dure, atât de importante,
atât de complicate. Și acest plan, sigur, prevede ca un mare, așa, ca fiecare instituție, jandarmi, poliție, inspectoratul pentru situații de urgență, prefectura, Consiliul Județean, Direcția de Sănătate Publică, Secția de Drumuri Naționale, Enelul, Gazul, să aibă tot timpul pregătite echipe care să poată să intervină în situații de urgență. Aici trebuie o colaborare instituțională foarte puternică, pentru că numai așa putem depăși situațiile de urgență. De cele mai multe ori pare că funcționează această colaborare, funcționează, având în vedere și alte evenimente din trecut care s-au petrecut și la care ați acționat cu toții. Exact. Și nu trebuie să ne lăsăm păcăliți de vremea de acum, pentru că sigur se poate schimba în câteva ore și să primim avertizări meteorologice, alerte meteo, prin care suntem anunțați că vremea se schimbă și automat trebuie să fim pregătiți, nu atunci să ne întâlnim și să vedem ce facem. Deci planul prezentat de ISU, de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, prevede intervenția rapidă și eficientă pentru orice tip de situație de urgență generată de fenomenele meteo specifice sezonului rece. Încă puțin și ne pregătim de inundații după, doar că din fericire putem spune nu am avut zăpezi chiar atât de mari în anumite zone ale județului, pentru că dacă vorbim de zonele mai înalte, acolo au mai fost zăpezi așa puțin mai mari, ce drept nu ca în anii anteriori, dar lucrurile se mai schimbă și atât că adevărata iarnă pornește parcă așa, din ianuarie-februarie de fapt. Da, da, și pompierii oricum se așteaptă și asta este datoria lor, este menirea lor, misiunea lor. Să nu fie luați prin surprindere. Să nu fie luați prin surprindere și știm, primăvara pot fi inundații, vara incendii de vegetație, pe lângă misiunile zilnice de salvare în urma incendiilor, a accidentelor rutiere și alte situații de urgență. Așa cum mai spuneam la dumneavoastră misiune, nu știu dacă sunt situații de urgență la care inspectoratul, la care pompierii să nu trebuiască să intervine și să nu intervină, bineînțeles. O să vină o perioadă, probabil, din experiența anilor trecuți, în care sigur o să fie discuții, iar mesaje ro-alert, iar pentru orice ne trimiteți mesaje. Mesajele ro-alert sunt foarte importante și mai bine să previi și să nu se întâmple decât să se întâmple ceva, sunt foarte importante pentru că în textul mesajului ai și câteva informații despre, în primul rând, despre situația de urgență care se poate produce, dar și despre modul în care trebuie să acționezi ca persoană pentru a evita pentru a evita ca sănătatea ta și chiar viața să-ți fie pusă în pericol. Deci acest să nu ne supărăm pentru frecvența mesajelor ro-alert, noi sperăm să fie cât mai puține, dar sunt foarte importante. Acest lucru poate ar trebui cunoscut de către cetățeni înainte să se întâmple astfel de situații, pentru că e puțin probabil ca mulți dintre noi să stăm în anumite situații de urgență, atunci pe telefon să vedem cum trebuie să acționăm, ce trebuie să facem, să ne păstrăm calmul. Exact, afli în ce situații te afli, dar mă gândesc acum cum au fost și acele cutremure care au avut loc pe raza județului Hunedoara anul trecut și mulți poate că nu știau cum să acționeze, ce trebuie să facă în astfel de situații și atunci poate ar fi bine să ne informăm că oricum folosim aceste gadgeturi atât de inutil de multe ori, multe ore pe zi chiar, poate ar fi bine să le folosim cu un scop foarte bine definit, acela de a învăța și noi și copiii, bineînțeles, pentru că și ei sunt foarte importanți în aceste situații, cum trebuie să acționăm, ce trebuie să facem în astfel de situații și mai apoi când vedem acel mesaj ro-alert, probabil că ne gestionăm altfel trăirile. Da, foarte important. Pentru că, într-adevăr, ne ocupăm, nu pot să spun, ne pierdem mult timp folosind internetul, pentru că e o sursă de informare importantă, sigur că da, despre a ști ce se întâmplă dacă în jurul tău. Dacă o folosim în acest indiferent scop. Din ce punct de vedere, exact. Dar există, este foarte bine pusă la punct de către Departamentul pentru Situații de Urgență o platformă foarte simplu de accesat, fipregătit.ro, atât, și acolo pentru orice tip de risc,
sigur, cele mai importante inundații, incendii, cutremuri, alunecări de teren, este explicat foarte clar, pe înțelesul tuturor, simplu, ce trebuie să faci, și aici revin la ce spuneați dumneavoastră, înainte de producerea unei situații, în timpul și după producerea unei situații de urgență. Și atunci când îți vine mesajul RoAlert și te anunță că e o inundație, știi deja ce trebuie să faci, pentru că, iată, te-ai informat. Colegii de la Inspecția de Prevenire, pompierii noștri, au, sigur că da, mai ales în armată, cum se spune, totul este planificat. Sigur, intervin și lucruri neplanificate, dar au un plan de a participa la diferite activități cu copii, la școli, pentru a le explica ce să facă în timpul unor situații de urgență, înainte și după, bineînțeles. Și sunt foarte receptivi copiii și cred că, și sunt sigur, și sociologii spun că această educație, indiferent că este medicală, iată, pentru a ști cum să te comporți în timpul unei situații de urgență, această educație făcută de la vârste fragede este foarte eficientă. Continuați și în acest an aceste acțiuni în școlile din județul Hunedoara? Sigur că da. Avem parcă mai intens decât anii trecuți, pentru că avem și solicitări de la unitățile de învățământ să trimitem echipe care să le explice. Din câte știu, organizați și unele concursuri pentru elevi. Și concursuri cu, da, pentru elevi, la când inspectoratul școlar preconizează, cred că s-a anunțat deja, nu știu exact, să fie acea săptămână de școală altfel sau alte tipuri de activități în vacanțele școlarilor, noi suntem prezenți acolo unde suntem solicitați, sau vin ei la noi la pompieri și le explicăm acolo. Acolo este mai mare bucurie atunci când sunt în mijlocul acțiunii. Văd atât de multe parte, de fapt, din dotările pe care le aveți, tehnica cu care interveniți la unele acțiuni, unele accidente, incendii, da, și așa mai departe, și bucuria copiilor este nemăsurată. De cele mai multe ori sunt și nu doar a copiilor, pentru că sunt până la urmă, sigur, și copii mai mari care se, da, bucură de aceste lucruri. Da, exact. Atunci când organizăm ziua porților deschise cu diferite ocazii, sigur că vin și adulți, și copii, tineri. Lucrați și cu voluntari. Mai sunt în județ oameni care își doresc să se alăture, poate chiar și unor acțiuni reale pe care le întâmpinați? Sigur, avem voluntari, avem voluntari pe ambulanțele SMURT, mai ales oameni tineri și sau de diferite vârste, inimoși. Sigur că trebuie îndeplinite niște condiții, nu este de joacă în momentul în care intervii pentru salvarea unei vieți, dar sunt și avem solicitări în continuare și se fac înscrierile pe serii. Dar oricum, prin mijloacele noastre de informare anunțăm acest lucru, dar nu știu cum e în celelalte județe, dar în județul Hunedoara sunt foarte multe solicitări și ne bucurăm că se întâmplă așa. Și chiar sunt efectiv voluntari, adică lucrează în altă parte, vin, se pregătesc la noi, participă la intervenții și se descurcă foarte bine. Pot fi și elevi care să fie voluntari? Doar după 16 ani și în anumite condiții. Deci e puțin mai dificil. Da, da, exact. Tocmai de aceea vă întrebam, că știu, sunt destul de mulți care, da, sunt cumva pasionați de această parte și poate și-ar dori să se alăture pentru o pregătire, pentru o viitoare carieră. Sigur. De ce nu? Și la înscrierile pentru școala de pompieri am avut în acest an, în sesiunea din toamnă, mai multe înscrieri decât ne așteptam și undeva mai multe decât undeva în primele 10 județe. Deci au fost mai multe solicitări și, bineînțeles, dosarul trece pe la noi și apoi se duce mai departe. Și deci tineri care vor să devină pompieri și să lucreze, tineri pasionați, tineri care știu că nu este o meserie ușoară, dar totuși vor să facă această școală și noi așteptăm să se întoarcă ca
ca subofițeri să fie colegii noștri aici în Hunedoara. Probabil că parte dintre ei ajung să lucreze aici în cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență a Județului Hunedoara. 2024, la ce să ne mai așteptăm? La 2024, că am avut și 2023 și ceilalți ani destul de diversificați, așa, dacă pot spune, din multe puncte de vedere. În ceea ce privește tehnica, vă mai așteptați la ceva nou venit la Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Hunedoara? Da, tehnica o să mai vină câteva autospeciale de diferite capacități, autospeciale noi, bineînțeles, ca și celelalte autospeciale, care în momentul intervenției pot asigura trei intervenții simultane sau trei acțiuni, stingerea incendiului, apoi poate asigura acordarea de prim ajutor calificat și, bineînțeles, să elimine urmările incendiului. Avem autospeciale cu ventilatoare imense care pot să scoată fumul automat din casa scării, nu o să mai fie nevoie de evacuare celorlalți locuitori. Sigur că da. Acesta ar fi un element de noutate, nu aveți, nu? Mai avem, avem, dar ele mai vin și vor fi direcționate la în orașele mari și de acolo, sigur că da, unde se întâmplă situația de urgență. Încercați să acoperiți întreg județul. Deci autospeciale sunt, așteptăm să ne vină și eu știu, absolvenți când vor termina cursurile, indiferent că e vorba de Academia, de Facultatea de Pompieri, de la Academia de Poliție sau de Școala de Pompieri. Să înțeleg că aveți nevoie de forțe proaspete. Este sau nevoie de mai mulți colegi. Există deficit de personal în această perioadă? Cred că peste perioadă tot este nevoie și niciodată nu este de ajuns. Știu că undeva la nivel de țară acoperirea, gradul de acoperire cel puțin la pompieri, da, cred că și la jandarmi și la poliție este, spunea domnul doctor Aed Arafat, undeva de 80%, deci ar mai fi nevoie, dar sigur că da, acesta este rolul comenzii inspectoratului, dacă vorbim de Hunedoara, de a gestiona eficient toate forțele și mijloacele pentru a elimina situațiile, efectele unei situații de urgență. Spuneați la ce să ne așteptăm în acest an? Știți cum e? Ar fi nonsens să spun că o situație de urgență are loc sau se are loc fără să te anunțe. Sigur că da, suntem, ne așteptăm la câteva situații de urgență specifice sezoanelor, să le spunem. Iată, inundații, incendii de vegetație sau ceva, dar pompierii sunt pregătiți pentru orice situație de urgență, pentru a acționa exact pentru salvarea vieții, a bunurilor, a mediului, dacă vorbim de alte efecte ale incendiilor de vegetație. Sunt foarte bine pregătiți, avem avem 14 subunități în județul Hunedoara, mai mari sau mai mici, astfel încât putem să intervenim cu eficiență în orice loc. Mai greu este în zonele montane, Retezatul și Parângul Munți, de mare altitudine, și atunci, sigur că da, dar și acolo suntem pregătiți să intervim atât cât se poate cu autospecialele, dacă nu, pe jos, și pompierii trebuie să-și facă treaba oriunde și în orice condiții. Spuneți că sunt mereu pregătiți, asta înseamnă că și pregătirea lor probabil este realizată pe tot parcursul anului. Ba mai mult, mai participați și la anumite concursuri între colegii din mai multe județe din țară. Să înțeleg că și în acest an veți fi prezenți la astfel de concursuri în care Sigur. Vă etalați până la urmă toate abilitățile pe care le-ați dobândit, și asta cred că se face în ani, totuși, la fel ca în orice alt domeniu de activitate. Da, și o mândrie pentru noi când în concurență cu alți colegi pompieri din alte județe suntem mai buni. Pregătirea continuă a pompierilor chiar este continuă, nu cred că trece un an sau trec 10-12 luni ca cineva care a făcut o pregătire de specialitate sau un curs să nu mai facă și altul. Tot timpul, niciodată nu e suficient de bine pregătit. Iată, și tehnica și situațiile sunt din ce în ce mai complexe și atunci pregătirea continuă chiar este un scop
este o țintă a comenzii pentru a comenzii inspectoratului pentru situații de urgență ca pompierii să fie foarte bine pregătiți și pentru asta, sigur că da, atunci când se ivește ocazia, ei participă la, cum spuneam, la diferite cursuri de pregătire sau stagii de pregătire. Să sperăm că veți avea un an mai ușor din toate punctele de vedere, cu mai puține intervenții și nu uitați că siguranța noastră a tuturor este pe primul plan, iar atunci când observăm că ceva este neregulă, să apelăm cu încredere la 112 pentru că lucrurile se pot îndrepta și putem salva vieți fără doar și poate. Vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de noi în această primă emisiune din acest an la Hunedoara 1 TV, Hunedoara în direct. Vă mai așteptăm și cu alte ocazii. Să aveți un an așa cum vi-l doriți. Mulțumesc, mulțumesc la fel. Vă mulțumesc, stimați telespectatori, că ați fost alături de noi. Nu uitați că ne puteți urmări și pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok la Hunedoara 1 TV și pe canalul nostru de YouTube, Hunedoara 1 TV. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Numai bine!